Iată că ajungem și la a trage o concluzie. Deci, yoga centrilor de forță, integrată ca parte a demersului spiritual transformator spre revelarea a ceea ce noi suntem în esența ființei noastre, duce la o deschidere și o extindere naturală a posibilităților, a resurselor pe care noi le avem. O creștere a câmpului conștiinței noastre, care cuprinde și integrează atât propria ființă, cât și lumea fenomenală, pe un nivel superior de ordine și armonie. În ultimă instanță, aceasta înseamnă recuplarea, realinierea a ceea ce noi suntem cu tot ceea ce este. Realinierea sau reunificarea conștiinței de sine cu conștiința universală. Până la a se ajunge la sentimentul, la starea de identificare a uneia și aceleiași conștiințe universale. Ceea ce vreau să spun acum este că nu este decât o unică conștiință. Care se reflectă. În tot ceea ce este și tot ceea ce este reflectă într-un mod specific această unică conștiință. Pentru a fi mai clar, luați exemplul luminii. În realitate, nu există decât lumina. Lumina se reflectă. Și luăm exemplu luminii fizice. Și se propagă prin diferitele medii specifice. Și este filtrată într-un anume fel. Și ajunge să fie recunoscută de un organ perceptiv care este ochiul, căpătând formă, culoare și alte atribute. Chiar și acum, dacă ați face un simplu exercițiu de a privi, detașat, de modul uzual de a percepe lucrurile, fără a le spune că suntem noi, oameni, că există culori, că există o canapea, că există un perete, că există aceste obiecte. În esență, ceea ce dumneavoastră priviți sunt forme și culori, la care ați atașat nume și semnificații. În esență, este o lumină modulată care este coerentă și care este percepută de un sistem specific cu care suntem înzestrați și care este tradus într-un anume fel. Dar dincolo de această traducere spațială, prin formă, culoare și alte atribute, nu este decât o lumină. Și mai mult decât atât, nu este decât un background. Este un fond
în care această lumină continuă să fie. Cu sau fără capacitatea noastră de a percepe semnificația. Este acest câmp universal al conștiinței. Și în acest câmp universal al conștiinței se diferențiază progresiv ceea ce apare că este. Ceea ce este perceput de către noi prin unirea noastră simțuri nu este decât o traducere inexactă, foarte, foarte, aș putea spune, parțială și limitată a ceea ce este. Unic și nediferențiat. Spre această descoperire pășim fiecare dintre noi. Și trebuie să ținem cont că permanent filtrăm prin ceea ce noi suntem realitatea. Realitatea este câmpul fundamental de conștiință, care este unic, infinit și etern. Acesta se reflectă în tot ceea ce este. În natura umană capătă forma de expresie a conștiinței individuale, care gradat tinde prin felul în care este structurată, să se identifice și apoi să identifice ceea ce este. Să dea nume, atribute și să restructureze într-un plan foarte limitat realitatea. Un alt exemplu care vă poate ajuta să înțelegeți ceea ce tocmai v-am spus este principiul hologramei. Cuvântul hologramă vine de la cuvântul holos, care înseamnă întreg. Tot ceea ce este se reflectă într-o parte a sa. Cu alte cuvinte, partea are capacitatea de a reflecta întregul. Dar prin faptul că se reflectă în parte, partea tinde să identifice ceea ce se reflectă în ea într-un mod limitat și parțial. Rupând întregul și creând o viziune oarecum parțială a acestui întreg, datorită acestei reflexii. Așa se produce cu conștiința individuală. Ceea ce se produce prin transformarea spirituală, prin trezirea conștiinței de sine, este accesul nostru la întreg. La întregul ființei și la întregul la întreg ansamblu conștiinței universale.